așteptând cu nerăbdare. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Matei 7:7. Te-ai rugat pentru o situație din viața ta, așteptând apoi cu nerăbdare o rezolvare? Te-ai întrebat de ce încă nu a venit răspunsul? Te simți ca și când biruința trece pe lângă tine? Uneori, când ne rugăm mai mult timp pentru o situație cu care ne confruntăm, fără să primim răspuns, învățăm pur și simplu să trăim cu ea. Ne vedem mai departe de treburile noastre, întrebându-ne dacă și când ne va răspunde Dumnezeu. Însă, chiar dacă noi nu cunoaștem toate detaliile, Dumnezeu aude acele rugăciuni și elaborează răspunsurile. Situația în care suntem se poate schimba dintr-o dată, repede, fără niciun avertisment. Până atunci, putem aștepta fie pasiv, fie cu nerăbdare. O persoană pasivă este gata să renunțe, dar o persoană care așteaptă cu nerăbdare este plină de speranță, crezând că răspunsul este pe drum și că poate ajunge în orice moment. Credința acestei persoane este activă. Inima este plină de speranță, așteptându-se ca în orice moment problema să-i fie rezolvată. Se trezește în fiecare dimineață, sperând să vadă răspunsul la rugăciune. Poate că așteaptă și stă în așteptare, însă continuă să ceară până când, dintr-o dată, Dumnezeu va întoarce situația în favoarea ei. Rugăciune. Doamne, doresc să aștept cu nerăbdare, nu într-un mod pasiv. Voi continua să-ți cer o soluție pentru problema mea, fiind conștient că Tu o vei aduce la timpul potrivit.